După șocul atacului înfiorător cu cuțitul, când un adolescent de 17 ani a junghiat mortal trei fetițe la un curs de dans, orășelul Southport din Anglia a fost guduit aseară de noi violențe. Mai mult de 50 de polițiști au fost răniți în ciocniri cu manifestanți de extremă dreaptă la câteva ore după un priveghi în memoria copiilor uciși. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Mai mult de 1000 de oameni s-au adunat la Southport pentru un priveghi în memoria celor trei fetițe ucise în cumplitul atac cu cuțitul de luni. Dar după câteva ore au izbucnit violențe. Infractori din afara orașului, care au venit la Southport ca să se folosească de moartea celor trei copii pentru propriile lor scopuri politice, sunt de vină pentru tulburările în cursul cărora mai mult de 50 de polițiști au fost răniți, a declarat deputatul local. Inițial, indivizi cu fețele acoperite au început să arunce cu pietre într-o moschee. Când polițiștii au încercat să-i oprească, au urmat ciocniri violente. Mai multe mașini au fost incendiate. Localnicii nu i-au primit bine pe demonstranții agresori. It makes you feel sick. What's happened? I think I'm more in shock than anything. It's like you just can't believe it can happen in England and Violențele au fost puse pe seama susținătorilor așa numitei Ligi a Apărării Engleze, o grupare de extremă dreapta, anti-islam. Autorul înfiorătorului atac de luni, un tânăr de 17 ani, provine dintr-o familie de emigranți din Ruanda, dar care nu are legătură cu religia musulmană. Și, spun autoritățile, s-a născut în Marea Britanie. Nu este unul dintre emigranții care au venit cu bărcile peste canalul Mânecii, așa cum s-a vehiculat neadevărat pe rețelele de socializare. The scenes of thuggery that we have seen on the streets of Southport this evening bear no relation to the way in which the Southport community has been coming together to support each other and to support grieving families. Cei care au deturnat priveghiul pentru victime cu violențele lor au insultat astfel comunitatea îndurerată. Toți aceștia vor fi trași la răspundere, conform legii, a transmis printr-o postare pe rețeaua X premierul britanic, Keir Starmer. Trei fetițe, Bibi King, în vârstă de 6 ani, Elsie Dodd Stancombe, de 7 ani, și Alice Da Silva Aguiar, de 9 ani, au fost ucise când atacatorul a lovit cu cuțitul copii la o clasă de dans tematic în stilul lui Taylor Swift. Alți 5 copii sunt în stare critică, în spital. 2 adulți au fost de asemenea grav răniți. Autorul atacului, care nu a fost numit din cauza vârstei, este în arest.